despre Dumnezeu, da? Cine are urechi să audă și ori să vadă. Așa că pasa neuronică, punem la lucru, deschideți ochii, urechile și creierul și notați tot ce au spus băieții, pentru că alături de voi să rămână doi băieți geniali, spun eu. Da? Deci vorba de domnul Ilian și domnul Mihai. Vă avertizez că o să fie multe cifre, așa că cui nu e interesant să nu rescalculeze, puteți să vedeți să vă întrebați, dar cifrele să fie foarte interesante și cu sper să fie de ajutor pe viitor. Așa că vă doresc masterclass frumos și să luați tot ce este mai bun de la informația care o să vedeți băieții. Bine? Seară bună! E un pic alt, o să încep mai ceva. Eu nu vă vorbesc voi, dar asta fiind faină. La muia, ați văzut și-o cu petrol? Nu. Da? Nu? Nu-i mai ieți. De ce o să încep mai să fac asta lucru? Pentru că, în principiu, desori este întrebarea cea mai... Să spunem așa, nu este cea mai deasă întrebare, dar este o întrebare destul de complicată pentru trader în genere. Cât de des trebuie tranzacționat, câte ore, câte zi în săptămână, în genere, dacă trebuie tranzacționat, mult trebuie tranzacționat, puțin ca să faci bani mult. Asta este ca și întrebarea, trebuie să lucrezi mult sau puțin în viață ca să fac mulți bani. Trebuie să lucrezi 120 de ore pe săptămână, nu știu dacă e posibil, cumva dacă o trebuie, dacă nu doar pe 3-4 zile, dacă e posibil. Ca să fac milioane în viață, sau ce să-mi fac în viață, de ce? Sau trebuie să lucrez 10 ore pe săptămână și cumva posibil să fac mai mult decât acela care lucrează 20 ore pe săptămână. Cum credeți? Câte ori pe zi lucrează miliardari? Jeff Bezos, 180 miliarde. Elon Musk, 150 miliarde. Câte ori pe zi lucrează? Nu știu, minimum posibil. În mare majoritatea caselor, oamenii bogați lucrează mai puțin, pentru că aici mai mult lucrează ca eficiență. Aici doi care v-am dat exemplu, nu degeaba am dat exemplu din ăștia doi, pentru că ei lucrează aproximativ câte 100 de ori pe săptămână. E taman că sunt cei mai muncitori oameni să poate. Dar de obicei oamenii bogați lucrează și cel mai important lucru este că, spunem așa, banul la oameni bogați. Nu iarăși, când spun oameni om bogat, asta des ori eu repet la lecții de practică, la lecții teorie, cine au fost văzut, eu repet că a spune cuvântul bogat nu e cel mai corect lucru. Bogat, diferite țări, diferite. De exemplu, în New York, undeva 120.000 dolari, dacă nu faci pe amă, sancții s-o coți la limite țări, ce îți fie ajutat de stat, dacă faci mai puțin de 120.000 dolari pe amă. Aici, dacă faci 120.000 dolari pe amă, nu doar, ești foarte, foarte sus. Foarte, foarte sus, pentru că sunt bani nebuni. Pentru republică. Așa că să folosesc mai des cuvântul înstărit. În mare parte a cazurilor, oamenii bogați fac bani atunci chiar și când dorm, se odihnesc, călătoresc, nu știu mai fac. Asta spunește și îi stătorează în mare parte a cuvânt, ceea ce spune dobânda compusă. Cine a auzit vreodată despre dobânda compusă? Să zic, dumneavoastră, dar tăți că tare știți despre dobânda compusă, pentru tot auzit ce înseamnă că tare credit, depozit. Peste tot aici lucrează dobânda compusă. Albert Einstein spunea despre dobânda compusă, spune că e cea mai important fizică al umanității. Spunea în felul următor. Dobânda compusă, el în genere de economie n-are, el trebuie studi țar, dar îl spunea în felul următor. Dobânda compusă, după știi, după analiză de lui, este a 8-a minunea lui. Cine știe să facă bani cu dobânda compusă, cu procentualitate crescută, tot crește, crește, crește un lucru, acela știe să facă bani serios. Cine nu știe ce înseamnă dobânda compusă, cine în genere nu auzit spre dânsa sau nu vrea spune spre dânsa, astfel plătească bani la cei care știe din dobânda compusă. Cel mai bine să învățați să facă bani din dobâna compusă, băncile. Băncile fac bani din dobâna compusă la greu. Asta se mai numesc încă bani din aia. A cumpăra un apartament în ipotecă, plătești undeva două apartamente de mai 325 de ani. A cumpăra o mașină în credit sau în leasing, plătești încă vreo două mașini deasupra. Ai, cum ai cumpărat o mașină, dar ai achitat vreo trei. Ai cumpărat practic orice produs, trebuie să-l achiți minim dublu. Și aia ca băncile au făcut asta cu ajutorul dobânzii compusă. Haideți să studiem un pic. Eu mă strădui și în genere eu cu Mihai să ne strădim să nu fie chiar... Doamna Olga a spus despre multe cifre și cu noi place multe cifre să nu... Aici mai mult s-are în vedere că când place profituri apă sunt multe cifre. Dar desigur lumea crede că domeniul financiar, domeniul banilor, asta e pentru matematici superiori. Vă dau un secret. Matematici superiori, cei mai deștepți matematicieni din lume sunt practic cei mai sărași din savanți. Nu cea mai deștept sau cea mai bună în matematică, pe cea mai deștept, dar e invers. Oamenii care sunt mai slăbuți în matematică fac foarte mulți bani. Și astăzi noi strădim să fie, a să fie cifre. Nu poți cu dobânda compusă să nu fie cifre, dar ne strădim să vedem cât mai înțeles,
cât mai ușor. Întrebări acceptăm. Nu suntem persoanele care, dacă dați întrebarea, vă discutăm asta altădată. Noi să discutăm la aici toate întrebări. Și ne străduim să fie cât mai informativ. Mie îmi place așa masterclass-ul și îmi plăcea și când eram trader, pentru că, practic, la cât mai mulți masterclass-uri mai studiam să mă duc, pentru că asta este o oportunitate, după o oră jumate, să ieși mai deștept, cât ai intrat. Poate știi tot, dar mai auzi o părere adăugătoare sau auzi din alt punct de vedere. Și asta nu numai traderii care sunt în sală, dar eu sunt sigur și, de exemplu, și noi, managerii, noi tot asta auzim la voi păreri. Și nu contează părerea, niciodată nu e rău, părerea atât timp este bună într-un fel sau altul. Și noi, tot, de exemplu, ne este plăcerea să dușim mai să facem împreună cu voi. Așa. Așa. Deci o să încep cu acest citat care a fost spus anterior de domnul Iat. Dobânda compusă este cea de 8-a minunii a lumii. Cine o înțelege, o câștigă, cine nu, o plătește. Ce înțelegeți voi prin asta? Cine face bani, cine plătește. Adică cine face bani, cine plătește. Cine vrei să facă bani? Ați combinat de ambele, sau nu? De cine nu plătești mai mult, ca să știi. Dar ce-am cunoști poți caze capcana altcuiva, adică într-un fel, așa. Capcana nu-i bine. Adică plătești. Plătești, da, pentru asta. Nu ești bine informat. Cine v-ați oferă servicii. Ok, deci voi ați înțeles principiul dobânzii compuse. Deci dacă tu faci profit, îți se dă o dobândă anuală, deci de următorul an o să fie dobândă cei care ai primit o plus capitalul anterior și tot merge ca o funcție exponențială. Eu acum o să vă arăt și mai multe nuanțe din matematică, o să vă arăt și mai multe detalii ce este legat și de unde provine tot acest principiu. Dar în general aici ce se are în vedere. De exemplu, deții o companie, corect? Și în prima etapă ai avut un anumit profit. Păi ce ai tendința să faci? De exemplu, dacă afacerea merge bine. Să reinvestești. De obicei, este afacerea și să-ți mai deschizi o afacere, păi? Sau să-ți faci o altă. Și de multe ori antreprenorii ce fac? Se grăbesc acest lucru și îți primesc că rămân cu două companii pe piață, dar nu are capitaluri la ambele. Asta ca și cum ai intrat pe piață în tranzacționare, ai intrat cu volum mai mare. Adică ai intrat cu mai multe tranzacții, dar tu îți permiți numai cu una. Și asta te expui riscul. Mai departe. De obicei, cei mai bogați oameni din lume, profitul lor se datorează datorită dobânii compuse. Datorită faptului că banii reinvestiți nu au fost extrași din prima perioadă, adică nu au fost, au fost așa început să lucreze pentru ei mai departe. Și dacă au adus un profit într-o anumită perioadă, deci au lucrat în continuu pentru ei. Deci asta e că acum avea mai mulți muncitori la afacerea ta. Un exemplu ca dobânda compus cum a fost, adică același principiu de funcționare, de exemplu din fotbal. Leo Messi îl cunoașteți toți. La vârsta de 19 ani, i-a fost propus un contract de 250 milioane de dolari de către clubul sportiv Inter Milano. La vârsta de 19 ani. În acea perioadă, cred că cei mai scumpi fotbaliști în lume, nu știu, nu atingeau nici 100 de milioane, nici 60 de milioane, totuși Roberto Carlos și cei mai buni din lume. Lui a fost propus 250 milioane de dolari. Din ce cauză? Așa mai bun. Potențialul. Potențialul mare, dar încă ceva. De ce clubul a refuzat acest lucru? Vedeți ideea că Inter are să plătească la clubul care îl deține pe jucători, să facă profit, că acolo și să facă fotbal, profitul este mare. Principiul era altul din spate. Deci el avea 19 ani. Asta că acum e din început o investiție, da? A fost investit în el. Pentru că știți că el a fost adus de Argentina, a avut insuficiență de hormoni, era mic, bar s-a investit foarte mult în el. Principiul funcționa fix la domeniul compuse. El avea potențial mare, dar pe lângă asta, clubul a făcut calcule și a văzut că în timp acest jucător o să aducă mult mai mult decât aceste 250 milioane inițial. Și de asta s-a ajuns la așa rezultat și nu a fost dat. Cam prezent coste la 400-500 de milioane de dolari și pe lângă toate aceste lucruri, el a adus foarte mulți bani în acest club. Practic, Barcelona s-a ținut pe reclama care a fost făcută de el și tot așa mai departe. Mai departe, dacă tot vorbim despre dobânda compusă, o să vă arăt un principiu, adică o poveste foarte interesantă. Poate o parte din voi cunoașteți povestea cu inventatorul din India, om de știință care a inventat șahul. Ok, sunt persoane care cunosc, sunt care nu. Deci o să vă explic principalul de asta. Acolo a fost principiul asemănător cu principiul dobânzii compuse. Regele o chemat pe cel mai bun inventator al său, care a inventat jocul de șah. Și dar a fost foarte încântat de această invenție și a zis așa, a zis că
ce dorință ai tu, oricare dorință o ai tu, o spui și ea va fi îndeplinită pentru că ai adus un aport foarte mare în dezvoltarea intelectuală și culturală a statului, da? Și el, ce a zis acest cercetător, s-a inventat rost, pentru fiecare pătrățică din șac, tot îmi dublez câte un... Prima pătrățică o să fie în 8 de ore, a doua îmi dublez 2, după asta 4, după asta 8, după asta 16 și tot așa le dublez. Regele, neștiind puterea acestui dub, ca dobânda compusă sau puterea acestui șir, pentru că ele se aseamănă, el a rămas, adică au rămas uimit, pentru că tu la început vezi un bob, vezi două, vezi trei, adică îți imaginezi cât dai un sac, doi, trei, maxim, adică, dar nu-ți imaginezi într-o perioadă de timp la ce volume să ajungă. Și acum o să vă arăt un simplu calcul, adică cum se rezolvă această problemă și la ce cifră a ajuns și o să înțelegeți în general dobânda compusă și efectul ei în timp. Pentru că în primele pătrățele sau în prima jumătate a tablei de șac, practic mari profituri inventatorul sau cercetătorul nu a avut. Cel mai mari profituri se simt spre final, deci adică cum te îndepărtezi în timp. Și am simplu o să fac, o să scriu aici un calcul, o să fie... Până ce Mihai scrie un calcul, eu să fac o mică remarcă. Dați o idee ca să înțelegi cât mai bine ideea la sfârșit a acestei povești, nu acestei legenți, spunem. Ideea că el puteți și arte. Cel mai bogat om din țară vei fi liber. Legile, dacă au spus că el îndeplinește orice dorință a omului, da, dar asta e cuvânt de lege, asta e cuvânt care el trebuie să fie obligat, asta e lege. El puteți să fie cel mai bogat, puteți să aibă măcar jumătate din țară, dacă vrei. Puteți să fie el rege, dacă vrei, sau să-l pune lege în altă țară. Orice. Și când auzi că el și-a zis, doresc, uite, ți-am vrut să-l dau tert, dar nici nu doresc. Am uitat, vedem ce o să fie lucrul în sfârșit. Deci dacă dai în prima un bob, după asta o să fie x, x la pătrat și tot așa tot se ridic tot la putere. Și dacă o să înlocuim, dacă s-a început 1, după asta au fost 2 boabe, înseamnă că o să fie 1, după asta o să fie 2 la puterea 1, după asta 2 la 2, plus 2 la 3, plus puncte, puncte, 1, 2 la puterea 63 pentru că tabăra de șah are 64 de pătrățele și aici unul dispare din față, o să fie 2 la 63, care va fi egal cu 1 minus 2 la puterea 63 plus 1. Eu știu că calculele astea nu sunt interesante, e important să vedem la ce rezultat ajung. Mai poate sunt persoane din sală care vor să înțeleagă acest lucru. Aici o să fie 1 minus 2. Și într-un final se interesează semnele și ajunge 2 la puterea 64 minus 1. Deci asta este cifra care trebuia să o dea de orez. Și acum și-o să vă dau datele concret. Deci, asta este formula care a fost aplicată și datele concret. Pentru a fa numărul total de boabe de orez pe care legea ar fi trebuit să le plătească înțeleptului, avem următoarea soluție. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 6. Și tot aceea ce am scris eu aici, numai că am scris sub formă de litere. Și așa mai departe până la pătratul 64, obținând un număr mai mare decât orice s-ar aștepta. Deci să ajunge la cifra asta de boabe. În Excel-ul știm că primești până la 15 cifre ca să-ți facă calcule. Noi deci într-un final ajungem la un așa număr de boabe. Când ajung la acest număr de boabe, noi aici am făcut că un bob are aproximativ 25 de miligrame și deci asta se rezulte așa cifră, deci s-o mulțit și într-un final se ajunge, ca să fiu cel mai exact, se ajunge la o cifră de 461 de miliarde de tone de orez. Deci, când se ajunge într-un final, se ajunge la cifra de 461 de miliarde de tone de orez. Ca tare, cifra asta de la început, mai ales în prima jumătate, și nici nu se simte. Puterea ei devine în viitor. Și la ce s-a ajuns? Această cantitate este echivalentă cu producția anuală mondială de orez pentru mai mult de 900 de ani înainte. Adică, aici pare puțin de la început, dacă nu a fost cerut această recompensă. Dar în timp asta evoluează foarte mult și din ce cauză? Dacă o să vorbim despre, chiar să vorbesc despre funcția aceasta exponențială, care e 2 la puterea x minus 1 în timp, în timp ea evoluează undeva minus 1 sau păstrit din jos. Ea evoluează din genul acesta. Deci în prima perioadă, când se află în primele pătrățele de șah, deci aici mare evoluție, adică sus creșterea nu se observă foarte mult profiturile, sunt mici. Cu cât evoluează mai mult în timp, aici deja devine exponențial toate aceste profituri. Și de asta și ajunge la așa cifre puternice.
Fix așa funcționează și dobânda compusă. O mare parte din aici nu vorbim numai de depunerile bancare. Aici vorbim în general despre investiții, despre orice unii este folosit acest principiu. În prima perioadă, de obicei, de exemplu, o dobândă e pe o perioadă mai lungă. Deja are dependență, că e anuală, că e lunară, fiecare în ce domeniu. O mare parte din persoanele care se folosesc de acest principiu cedează în prima parte. Cedează în prima parte, în primul interval, pentru că nu se simte atât de mult profiturile. Mai ales de la început, profiturile sunt mici, până ce se face ca acest procent să aibă efectul și de asta și se întâmplă acest lucru. Nu ajung, multe persoane nu ajung într-o perioadă mai evoluată. Mai ales la dobândă la bancă. Ok, dacă luăm dobândă la bancă, iese 3,35. Ok, parcă îți pare că pui 100.000 de lei într-un an și faci într-un an 3 mici mai. Parcă ceva faci. Nu, în primul rând, nu faci nimic deodată, spun, pentru că este inflație, care vă devalorizează banii mult mai repede. Inflația niciodată n-a să fie mai mică decât dobândă, invers. Dobânda n-a să fie niciodată mai mare decât inflația. Asta e făcut special, băi, și spun după anul. După asta își spune, în genie, procentul. Dar, în al doilea rând, este ideea că asta e la lei. La euro. Cineva știe dobânda la euro la băncile moldovenești? 0,85, asta încă e mult. Ultima dată m-am uitat, era la euro 0,2. La dolar era 0,4. O sumă care practic nimic nu face din asta. Deci când noi un pic aici discutăm o leacă asta, noi nu pur și simplu discutăm despre dobândă compusă, dar noi vrem să o arătăm în trading cum ea lucrează. Adică ești prin două modalități. Pur și simplu prin a face profit, am mai adăuga în profit. Acum și noi să ajungem la tema asta, să uităm până până așa. Deci acum vreau să vă explic formula. Deci o parte pe care voi cunoașteți formula de calcul a dobânzii compuse și de ce are efectul. Și aici am dat câteva exemple, fără 2 la x plus 1, deja am explicat-o. Deci ați dat efectul când ai investit un profit de 1000 de lei sau de dolari, adică 1000 de unități, la un procent de 10, de 10%, aici procentul iarăși de 10 și aici e 1000 la procent de 500. Deci am modificat sumele, aici am început din nou la suma de 1000, și am făcut în perioada X, adică n-am stabilit anumit un an exact. Dați mai întâi să vă explic formula. Formula asta poți să o descrezi în două metode. Deci aici prin M ce se are în vedere? M aici este profitul tău într-un anumit în ani plus investiția care a fost de la început. Da? Dacă vrei să scoți profitul instant, înseamnă că de la acea formulă trebuie să mai scoți eu. Așa. Deci, M, asta este investiția ta și peste N ani tu faci un anumit profit, corect? Înseamnă că M acesta o să fie egal P, asta e suma investită inițial. Deci, suma investită și în paranteză este 1 plus I. I aici se are în vedere la ce dobândă compusă ai anual. Dacă, de exemplu, e de 5% sau, nu știu, o anumită, asta o să fie 0,3 și 0,5. Și totul se ridică la puterea în an. Și dacă să, cum aici am specificat, diferite depozite la diferite volume, într-o perioadă de timp se observă fiecare care are același principiu de funcționare, numai deja profiturile diferite, în dependență de depozitul care a fost pus pe grafic. Dacă sunt ceva întrebări, ce legat de aceste grafice? Ia să vede ce tare puțin. Tare ce? În acest timp se vede exponențial. Deci, pur și simplu, este dat. Și se vede care are cel mai mare procent, ajunge cel mai repede în sus, în slide, cum s-ar spune. În este timpul în an. Da, da. De exemplu, dacă îți vrei perioada de 5 ani, pe atunci specifici 5 ani și îți faci calculul liniștit. Adică îți pui suma și în anumită perioadă îți calculezi din start ce profit îți faci într-o anumită perioadă. Așa, și aici am făcut dobânda compusă de la 3 băncile comerciale, ceea ce am să presupunem că depunem la bancă o sumă de 100.000 de lei, la o dobândă compusă anuală de 3,75. Da? Cum funcționează această formulă? Deci, profitul după 5 ani o să fie de 120.209, adică nu profitul, dar valoarea contului, adică profitul o să fie de 20.000, da? Aici, după 10 ani, o să fie de 44.000 și după 15 ani o să fie de 73.000. Și am făcut ce fac bănci în această perioadă cu această sumă. Adică ei tot folosesc dobândă compusă, numai că în formă inversă. Aici am scris 35.000 de lei, adică profitul băncii din suma ta investită. Aici e o valoare minimă, am făcut cu 7% și am făcut o dobândă simplă.
și oricum am ajuns la un rezultat mai mare. Cu alte cuvinte, tu când depui la bancă, de exemplu, o sumă în valoare de 100 de mii de lei, banca primește banii tăi, corect? Ia ție trebuie să îți dai anual, trebuie 75, deci în perioada de 5 ani trebuie să îți dai 20 de mii, corect? Înseamnă că e banii ăștia când îi primești și la numai ce fac, îi pun din nou în cerpit. Dau credite. Și aici am pus un credit, adică am pus un procent de 7. Ei cum au primit acești bani de 100 de mii, din stat îi întorc înapoi la populație, da? Și am pus un procent de 7, dar așa ceva nu se poate găsi sau noi, și este un procent prea mic. De obicei, la procentele de 11, 12, 13, dependență dacă este bancă, dacă sunt companii de microcreditare, e încă și mai mare procentul. Și vorbim de procent simplu, adică simplu. Deci dacă presupunem că sunt 7, deci într-un an sunt 7.000, în 5 ani sunt 35.000. Aici când vorbim că procentul se ia din suma investită, în fiecare an nu se ia ca... Deci ajung la 35.000, ori un banc, adică e profitul mai mare, adică cum folosește dobânda compusă, ceea că aici se reflectă și principiul lui Einstein. Dacă nu o înțelegi, o plătești. Tot așa. A face bani din aer. Banii ăștia nu s-ar tăi, nu s-ar tăi sa clientului. Tu îi dai credite la ceilalți, nu s-ar tăi sa clientului. Îi scoți pur și simplu, îi scoți de la om, din buzunar, îi dai procent acolo, el face profit. Da, frumoasă cifră. Problema cu unde este cifra care e profitorat? Asta e 20. Aici. Aha. Cifra asta e frumoasă. E mult. E mai mult decât ai pus. Numai ca să puteți cumpărați mai puțin. Din păcate. Peste 5 ani, ca să puteți cumpărați mai puțin cu 120.000 decât cu 100.000 acum. Peste 10, fiți aceeași situație. Și 10 ani și mai puțin ați puteți cumpărați. Inflația de timp e mai mare. E inflația de 5%. Da. Da. Deci e posibil. O să crească. Și poate fi și mai mare. Asta este problema. Dar banca cum face bani? Pentru că e face bani foarte ușor din nimic, cu sume imense de bani, sume foarte mari de bani, dar asta, cu adevărat, se poate dispus, pur și simplu, bani din aer. Profitul din aer. Din comisioane. Poftim? Din comisioane. Din comisioane. Dar asta nu înseamnă că ceva rău. Este legată de referință și depozitele și credite. Da, da. Adică nu sunt cineva pune din capul lui pe lui. Nu, ideea, desori mi se spune că noi cumva, deci, adică, ideea că noi negrim anumite companii, nu? De exemplu, niciodată am fost contra acelor companii bănci comerciale adecvate, adică bănci comerciale mari, simpli, și mai departe. Ideea că fără banc comercial sau fără plădire sau idee de banc, nu poate să dezvolte economia. Mai ales companii de șeli, fără credite nu se dezvoltă. Acum cine are cel mai mare credite pe acela cel mai puternic țară? Statele Unite ale Americii, cea mai bogată țară din lume, da. Cel mai multe credite tot ele are. Japonia, una din cele mai bogate țări din lume, ei datorează credite de două ori jumătate mai mult decât în genul îi faci pe an. 250% acreditare țării. În noi, Republica Moldova are acreditare undeva la 35% sau 40% aproximativ, nu mai puțin. Păi, parcă nici nu e așa de mare ca la americani. La americani 102% acreditare țării. Este oficial, domnule. Oficial, da. Păi, poate să fie și mai mare. Asta este ideea ce vrem noi aici un pic să vă arătăm, că băncile s-au învățat cel mai bine să fac profit din dobânda compusă. Ceea ce lumea tot încearcă să fac profit din dobânda compusă. Dar nu și aici, că tare să faci profit. Mai departe... Istorie. Sau vrei mai încolo? Istorie la sfârșit. Istorie la sfârșit. Bine. Hai să trecem în principiu. Eu cu cifrii stau mai rău, cu calculele. Mie îmi place mai mult în vorbe. În primul și în primul rând, dobânda compusă din punct de vedere a trading-ului poate fi găsit în două modalități. Asta în executarea tranzacțiilor și, pur și simplu, în creșterea contului. Creșterea contului, când el crește, o să vă arăt niște exemple, cum, ce înseamnă, de exemplu, eu v-am pregătit un exemplu cu niște calcule, când este, de exemplu, trei tipuri de persoane, toate trei persoane au o sumă X, toate trei persoane fac același profit 15% lunar, dar diferența dintre aceste trei persoane, prima persoană scoate 80% din tot profitul lunar, a doua persoană scoate 50% din tot profitul lunar și a treia persoană scoate numai 10% din profitul lunar. Și ați văzut în ce dependență, la ce poate să ajungă contul, unde poate să ajungă, în diferite etape. Dar până atunci, referitor la tranzacție, unde noi putem să facem, să găsim oportunitatea de a face dobândă compusă în tranzacție? Avem trei domenii de bază până când, pe care noi ne ocupăm mai mult, valutele, mărfurile și piața de capital.
piața cripto tot o să mai meargă, să vă dau câteva exemple, dar la dânsă este puțin, nu puțin studiat, este încă ceva nou, este încă ceva... Nu pot să-i spun că nu este sigur. Dar mă mulțumim că companii cumpără criptomonede, companii mari, companii serioase, care acolo lucrează oameni, toți studii inteligență. Dar nu e așa că n-are așa de mulți ani sau așa de bună bază ca ceilalți trei domenii de piață. Noi în piața valutară, multe noi putem să ne folosim de dobână compusă. Dobână compusă din trading eu înțeleg mai mult ca tactica adăugării. Tactica adăugării este practic însă și dobânda compusă a trading-ului. Pe cotațiile valutare cea mai ușor să faci tactica adăugării, asta nu pur și simplu doar să tranzacționezi cu anumite strategii, dar să tranzacționezi cu un anumit instrument. Este așa instrument care se numește USDX. Cine tranzacționează, cine face analiz pe dânsul? Indexul dolar în american. Nimeni nu face analiz pe indexul dolar american. Sau măcar să uitați. Nu, dar nu e posibil tranzacționat pe dânsul pentru că el nu are două parte. Deci instrumentul trebuie să aibă perechi. Este unicul instrument. Dolar nu poate să aibă dolar. Dolar nu poate fi. Este unicul instrument pe care noi putem să tranzacționăm și asta e logic pentru că el nu are perechi și să facem comparație. Ideea constă că indexul dolar american, când analizezi pe dânsul, trebuie să spuneți că ați făcut analiză pe vreo 5 instrumente deodată. Ați făcut analiză pe dolar american. V-a arătat o intrare bună. Nu contează. După trend, după figură, după nivel și așa mai departe. V-a arătat o intrare bună în buy sau în sell. Puteți să dați liber. Dacă intrarea este puternică și dacă a fost și un coștire fundamental în spatele ei, puteți să dați liber să schideți 20 tranzacții pe celelalte instrumente. Deci 7 instrumente de bază used de euro-dolar, dolar american, yen japonez, dolar american, franc elvețian, australian dolar, american, neozelandez dolar, american dolar, așa ce mai este, used de cadu. Da, used de cadu, NZD-ul, adică sunt aceste de 7, deodată putem să dăm buy sau sell în dependență de direcția dolar american. Mai departe, putem deodată să dăm pe, mai sunt încă instrumente, o leac mai volatile, cum ar fi used de ZAR, used de TRI, used de SEC, used de NOC și așa mai departe, pe acestea un pic mai complicat să facem, mai des să mai facem tactica adăugării. Dar, iarăși, când vezi că o intrare destul de bună pe USDX, asta să fie măcar vreo 300-400 de puncte într-o direcție pe o valută. Și aici poți face destul de interesant, profit. Asta e bine să faci o profit de tactica adăugării. Cine ține minte exemple, da? Când era un trader care deschidea o tranzacție de sus până jos și erau 200 de puncte și când era un trader care tot de sus până jos aceeași distanță, dar din cauza că deschidea 3-4 tranzacții, una după alta, cu confirmare, el făcea nu 200 de puncte, dar 500 sau 700 de puncte. Aceeași distanță, același lucru intelectual, aceeași, nu știu, analiză, dar unul face 200 de puncte, altul face 700 de puncte. Acum noi putem să întâlnim, spunem așa, dobânda compusă din punctul nostru de vedere al trading-ului în valută. Dacă să luăm situația pe cotații de mărfă, ce se poate folosi cel mai bine cu dobânda compusă, spunem așa, tactica adăugării la cotații de mărfă, concret? Nu sunt așa de multe mărfă care noi putem să tranzacționăm. Petrol. Petrolul cel mai bine se poate făcut tactica adăugării, dar iarăși trebuie depistat o direcție foarte și foarte bună, plus, iarăși, la tactica adăugării trebuie să folosiți știrile fundamentale. Trebuie să folosiți situația fundamentală a anumitui instrument, același petrol, pur și simplu trebuie să urmăriți anumite momente care se întâmplă în lume referitor la extragerile noi de petrol. Dacă, exemplu, Arabia Saudită și Rusia, ăștia cei mai doi importanți, dacă Arabia Saudită spune că ei dau voie la extragere, pentru că în moia țările este de exportat, ele nu produc cel mai mult petrol posibil. Undeva la vreo 50-60% din petrolul care îi pot să-l producă, ei produc. Ei stopează leacă ca să mai ridice prețul la petrol. Iacă așa lucruri trebuie mai urmărit. Când ei încep să scoată mai mult petrol sau când ei îngenie, taman că s-o prescute. Tactica adăugării se folosește undeva în medie la 3-4 tranzacții. Tactica adăugării, eu vă reamintesc că voi de acum dacă ați folosit, dar să nu faceți greșeli, pentru că foarte mulți fac greșeli la tactica adăugării și în genere la tactici de dublare, cuplarea profitului. Prin modalitatea că tactica adăugării trebuie, de exemplu, haideți să luăm, nu, dacă avem o tranzacție care a deschis pe același euro-dolar și este în profit cu 30 de puncte. Și vedem în confirmare după nivelul. Noi puteți să mai deschidem încă una în aceeași direcție? Cu 30 de puncte? Trebuie, la tactica adăugării cel mai important lucru este faptul că noi schimbăm stop loss-ul pozitiv la tranzacțiile anterioare. Că dacă, chiar dacă nu se duce direcția cum noi preconizăm, apoi când se închidă în profit, când se închidă în stop loss, apoi celălalt să fie stop loss pozitiv și numai ultima care noi am deschis să fie în stop loss negativ mic. Da, în șansa că trebuie să nu ies. Haideți să fie rău, dar văd că ochii se uită tare strani la mine. Dacă
până când 4.000 de ajuns. Să spune că am văzut pe tendință un impuls nou la un trend, că merge ca așa în jos. Primul trader face și spune că sunt 200 puncte de sus până jos, 950. Primul trader deschide sell și face până nivelul care o să face că este impuls. Face 100 de puncte. Foarte bine, dar normal. Stop loss-ul obsoleat mai sus de nivelul care l-a străbătut de un profit bun. Rai, oricând sunt niște trader care să aștepte așa multe puncte. Cu adevărat, să-i dă-i voi să crească în profit. Nu, noi vedem 30-40 puncte și ne-am închid. Dar al doilea trader care știe ce înseamnă tactica adăugării, deschide încă un sell când mai sell 2, când vede cu confirmare de străbate la nivel. Dar aici, de acum, între dânsele sunt măcar 60 puncte. Este deam în nivel, adică între nivele nu poate fi mai puțin de 60-70 puncte. Sunteți de acord cu mine? Da. Pentru că să putem să tranzacționăm mai adecvat după dânsă. Și aici deam, noi punem iarăși stop loss-ul după tactica nivelului, noi îl punem mai sus de locul în care l-a fost străbătut, dar stop loss-ul ăsta la prima tranzacție trebuie mutat în pozitiv. Chiar și dacă el duce înapoi în prețul. Să închide un pozitiv și asta să închide negativ. În mare parte a cazurilor, dacă ați început tactica adăugării corect, ați așteptat o confirmare bună și ați tranzacționat în aceeași direcție, dacă ați început tactica adăugării, în 0, în minus, n-ați mai duceți. E ca pe tranzacțiile astea două. Sau câte să fie ele acolo mai departe. Ori să închide în 0, asta să fie în minus și asta să fie în plus, de ele să fie în 0, ori să fie într-un mic profit. Dar dacă se duce totuși direcția așa cum voi ați preconizat, mai departe în jos, ori mai deschideți într-un sell, de exemplu, și puneți stop loss 3 la 3 tranzacții și astea două le mutați. Și chiar dacă piața duce în sus, tot nu sunteți în profit. Stop loss pozitiv. Cineva are întrebări la stop loss pozitiv. Toți spuneți stop loss pozitiv. Că des ori apar întrebări că stop loss poate fi pozitiv dacă este stop loss. Trebuie spier dacă e stop loss. Nu, stop loss poate fi și pozitiv. Și în profit. Și a ajuns de timpul jos. 50 de punct, 50, 50. Din asta au făcut 150 din prima, din a doua au făcut 100, din a treia au făcut 150. Au făcut vreo 400 sau 300. 300. 300. Aceeași mișcare, același timp și cu diferență. A doilea trader e mult mai sigur tranzacție, doi decât primul. Pentru că primul trader are stop loss-ul neschimbat aici de timpul și el se poate duce chiar și până jos, se poate întâmpla ceva pe piață, vreo știri fundamentală care schimbe direcția pieței. Dar a doilea trader de timp are stop loss-ul foarte aproape. Da, el are mai multe șanse să închidă de adâns tranzacții în stop loss. Dar stop loss-ul este pozitiv. Exact. Și acoperă și spread-ul și minusul. Totul acoperă. Și încă și loturi se fac. Cui trebuie loturi, ia câtă tactică. Așa, bine. Am reamintit un pic. Să vedem că trebuie reamintit. Dar să trecem mai departe. La petrol, de ce spun că petrol era așa un bun instrument ca să faci tactica adăugării? Mai ales acum, anul 2020. După scădere. Foarte corect. După scădere. După scădere, ați părăsit un cont demo, mulți cred că mă mai văd. Un cont demo pe care eu, ok, pe contul ea să lași tranzacții de jumătate de an sau de un an, nu mă încumet nici eu. Nu pot eu să rămân nici eu. Dar pot să o las o lună. Pot să o las două luni tranzacții. Dar un an să o las. Asta chiar ați mă doar și pe mine să o las așa de mult timp. Dar să vin în timp când și mulți din sală, să le ies și un an și doi și trei, pentru că ați luat profitabilitate, că ați văzut niște rezultate și ați vă plac. Așa. La petrol era tamam momentul, chiar crește, practic fără oprire, mai avea niște momente de oprire și după asta ce mai departe în sus. 4.000 de puncte sau 5.000 de puncte fără oprire de jos, de la minim până sus. Și trebuie făcut tactica adăugării de eșertet. De acord. Bine. Dar totuși, cine mă mai văd și mă mai cunoaște, nu pot să mă vorbesc astăzi despre SP. Nu pot, asta e treaba mea, asta e, știți, fiecare părinte are un ok, dacă are un copil, atâta timp ți-a copilul să zic când una mare, să-l laude și mai departe, dacă are vreo 3 sau vreo 2 sau mai mulți, ați găsat spune că e mai tare dubie, dar și pe ceilalți tot să-i laude. Dar de timp o spune că nu pot spune că este copilul meu, dar ideea că este un prieten de meu tare bună, spune ăsta, care îmi place mie tare mult pe dânsul, are anumite motive, n-a discutat despre dânsul ce înseamnă SPI, de ce tranzacționai pe dânsul și mai departe, dar toți folosești tactica adăugării. Ok, petrolul crește de ultimul an, de când i-ați la mine. SPI-ul crește din 94 de ani. 94 de ani crește anuale medie 10% anuale. Spuneți, nici cine instrument crește 10% anuale din 94 de ani? Nici unul. Poate cineva care mai cunoaște, să-mi spună Dow Jones. Dow Jones, care este mai venit SPI-ul, care este lider de companii de elită Americii, el crește din 1897.
numai că el are creștere de 6% anual. Un american bun, un trader american bun, fac o retrospectivă, nu spune că el e trader bun după rezultatele sale, să-i spunem așa, că am făcut 15% pe an. Asta nu spune nimic despre noi. Să înțelegeți piața, mai ales piața de capital, asta e ca un lac. Și pe lacul ăsta este o rățușcă care e trader. Dacă nivelul la apă la lac se ridică în sus, apoi rățușca, rățușca tot se ridice. Dacă nivelul la apă se duce în jos, apoi rățușca tot se duce în jos. E că așa și traderii pe piața, mai ales americană. Dacă piața crește, trebuie să-ți facă bani. Nu contează. Trebuie să-ți facă bani dacă merg în direcția creșterii, desigur. Dacă piața scade, trebuie să aibă de pierdut lichid. Dar ideea este că cel mai bun trader e acela care întrece piața. Sau rățușca care poate să dă din are și să boare deasupra nivelului ăla. Astfel, în America, cine întrece SP-ul sau măcar Dow Jones-ul, cu adevărat sau poate trader bun. Nu trebuie să faci 10, 15, 20, 100% pe an. Trebuie să faci măcar cu un procent mai mult decât faci SP-ul în creștere. Și că atunci ești un trader foarte și foarte bun. Noi avem posibilitatea să facem mai mulți bani cât înși, pentru că noi lucrăm cu așa numit lucru ca marge creditare. Dar SP-ul iată care este ideea. Acum ați vă spun anumite cifre și ați vă fac un anumit calcul plus o anumită așa, o istorioară. Haideți să luăm ca să înțelegeți din punct de vedere al ratei de dobândă. Trei fermieri. Simpli fermieri, gospodari, mai bine, eu ce spun, trei gospodari care au pus în casă și toți trei și-au cumpărat, nu să spunem așa, o situație teoretică ideală, patru nuci, care deodată în primul an dau roadă. Nu e că așa o situație teoretică. Logic, n-ați vrea din primul an roadă, să trebuia să crească, dar spune că primul an deodată roadă. Și toți au o cantitate anumită de roadă, din patru copaci. Ca să te potorești pe familie, ca să mănânci și dulciuri și tot cu șinuci în mâncare, zi de zi, ca timp de un an, să vezi fix patru copaci. Să ajungi, ca să înțelegi care este ideea. Trei oameni diferiți, după caracter. Primul, vrei să trăiască din plin, să bucuri de toate roadele, roadei lui, spune așa, că de toate nuci. Nu mănâncă de consum, tot în consum. A doilea, își dă seama că dacă se dă tot în consum, vine iarna. Dar iarna trebuie lemne pentru foc. Trebuie încălzit casă. Și nu sunt. Și el înțelege că ați trebuia să jumate din tot roada din nuci să o vândă ca să-și cumpere cărbuni, ca să încălzească casă. Primul ar trebui să taie copaci. Pentru că el n-a să aibă de unde să-și cumpere cărbuni. A treia, își des, dar a doilea, să spunem așa, jumate din roadă totuși o consumă pentru dânsul. Nu poate să o consumi pentru că tot îi trebuie. A treia, înțelege că primul an ar trebui să, primii ani ar trebui să un pic să se mai potolească din dorință și face în felul următor. Toată roada, jumate vinde ca să cumpri cărbuni, jumate vinde ca să mai cumpri încă patru cuieze din nuci. Încă patru nuci. Și mergem următorul an. Trebuie să trebuie să-mi căzut casă, unul o tăiet copaci, altul cumpra cărbuni și a treilea totul cumpra cărbuni. Primul care tăiet copaci. Da, primul care tăiet copaci. A doilea an nu mai are nimic. Gata, s-o terminat. Dar la iarnă iar trebuie din căzut casă și n-ai cu ce. A doilea. Nu are copaci noi, dar iarăși are roadă, care jumătate poate să o folosească la consum, jumătate poate să o folosească la cărbuni. Și a treia persoană, care de acum are nu patru copaci, dar 8 copaci. Pentru întreținerea casei, ca să cumperi cărbuni, trebuie să 2 copaci. Sunt. Pentru ca să mai cumperi încă 4 puieți, mai trebuie să încă 2 copaci. Și aceștia tot sunt. Dacă să trăiești din consum propriu, așa cum o trăiești în primul an, trebuie să 4 copaci. Și el puteți să ia. Și se încălzește, și cumpără copaci noi, și încă și mai folosește roada de plin. Și mergem în următorii ani, de timp o să fie aceeași situație. Primul n-are de unde să-și încălzați casa și nici n-are copaci, a doilea stă pe loc aproximativ, și a treilea își face o grădină mare din nuci, acolo 100-200, și iarăși merge exponențial. Pentru că, de timpul, banii adăugătorii cheltuie pe cuieți. În a treilea an, el de-a mai spus să folosească 6 copaci ca să cumpere copacii noi. Ca să fie nu 4, dar să fie 16. Și așa merge exponențial, peste 4-5 ani la să aibă o grădină cu 100-200-300 copaci. Nu mai contează cât, sunt mulți. Dar și alți doi ați înțeles. Exemplu, întrebări? Clar? Da. Hai să vedem dar în cifre. Pentru că exemplu, dar cifre pe timp sunt mai bune. Trei traderi. Luăm ceva mai de nostru. Nu contează suma în principiu, dar iarăși ne-am făcut niște cifre aici și tot așa spun 10.000 de unități convenționale. Așa. 10.000, 10.000 și 10.000. Uitați-vă care este, spun așa, istorioară la test 3.3. Test 3 se spune că versiunea teoretică ideală, test 3 au capacitatea să fac profit 16% în un an.
nici nu dăm un profit mare, dar și 10% s-a făcut mai mult de 10%. Dacă faci și tranzacționezi bine. Trebuie să trăi aceeași capacitate. Trebuie să trăi 510% luna, trebuie să mai avem 3% comisiuni de la 36% anuale, trebuie să mai iau și cashback-ul și așa mai departe, pentru că sumele sunt priori și așa mai departe. Vedem care sunt calculi. Prima persoană, 80% din tot profitul care îl face luna, el îți trage pentru că îi trebuie și pentru dânsul, nu contează pentru ce îi trebuie. A doilea, în fiecare lună extrage își ia jumătate din profitul care îl face, mai cheltuia. A treilea, a citit Robert Kiyosaki. A spus că 10% din profit. Deci nu, el, da, el a auzit 10% din profit, trebuie să-l ieși deoparte. Dar aici ar de seama că el 10% din profit poate și-o cheltuie. Cifra a fost 10%. Nu uităm care sunt rezultatele. Nu vreau să vă pun cu cifre multe, că aici am ușa să trebuiască jumătate de ori eu sunt foarte cifre, că am calculat vreo o oră întreagă. Dar ideea constă că la sfârșit după 6 luni, și 6 luni, nu după ani. Când am vorbit cu Mihai că a ratat 50-15 ani, o să nu uiți pe training. Dar training asta se face în luni, nu în ani. Pentru că noi tranzacționăm cu marge creditare mari, nu la 100, noi facem de 100 de ori mereu de profituri. Aici vedea că alte sume, alte cifre. Așa. Primul trader în 6 luni cu așa tip de extragere a să ajungă la un cont de 3.500. Super. 3.500 nici o bancă în zonă. Mai ales în dolari. În jumătate de an. În jumătate de an. Nimeni, nicăieri. Dacă ați tranzacționat bine, frumos, încă și 80% din profit în fiecare lună scoateți, a să spune 80% câteva de la vreo 1.600 în fiecare lună. 1.600, 1.800 și așa mai departe, pentru că mai crește un pic cont. 20% îi mai dă voie să mai crească un pic. Și aia câte 20% care mai rămân pe cont de dat profit care îl faci, până la sfârșit, 3.500. Ok. A doilea. 20. Am rotunjit la 20, că era vreo 19.800. A doilea de acum are, pe cont, după 6 luni, are 20.000 dolari. Plus o scos în fiecare lună de 50%. A treilea. 33.000. Sunt diferențe. Mm-hmm. Sunt diferențe. Dar nu sunt așa cum trebuie. Haideți după un an. După un an, din cauza că este tot mai crește, sunt 18.000. 12.000. 35. Și 7.000. Am mai sunt mai bine. Acum diferența cu adevărat sunt de acum. Asta și lucrează procentul compus în situația lor. Pentru că cineva, vedeți că profitul care îl lași mai departe să-ți alimenteze contul, că ați schis tranzacții mai mari, cu un volum mai mare, cu un profit mai mare, pentru că un pic ce n-am spus, test traderii să stradui, să facă în mediu 100 de tranzacții pe lună. Independent de cât e volumul contului și atât este și volumul lotului. Dar nimeni nu lucrează mai mult sau mai puțin. Test 3, situația ideală, fac același lucru pe piață. Intelectual, analitic, nu contează. Tăți lucrează fix așa. Numai că trei ajung diferit. Așa pot specific situația de ca la... Dacă ce merge punctul de exponențială. Aici ești după 6 luni, aici ești după un an. Și, de exemplu, când te uiți la profituri, ele nu cresc foarte mult. Cum te îndepărtezi, cum mai mult cresc. Și asta este situația. Pentru că după încă un an, n-ați mai fi 140 sau 150 de mii, dar să fie 300, 340. Acolo, după încă un an, ați fi aproximativ, tak, dacă vă făcute loc, mii, undeva la vreo 28 de mii ați fi pe cont. Aici, undeva, după încă un an, ați fi la vreo 110-120 de mii, dacă așa după voi pe spațiu. Dar aici, de-am 340-350, undeva din genul suma dată spațiu, primească. Tot sunt mai tare și mai tare. Ați făcut? Asta este a treilea cont. Nu, haideți să fac o linie mai mare. Neacă. Primul cont. A doilea cont. A treilea cont. Neacă cum ați dezvoltat contul. Știți cu ce mai înseamnă asta? Asta este puterea dezvoltării umane. Societatea umană pe direct se dezvoltă. Procentul compus este tocmai în invenție. Noi pe ani citești și facem tot mai mult și mai multe invenții pe zi. Așa că invențiile noastre arată ca așa. Dacă sunt din 1700 până amâna, noi pe zi facem mai multe invenții decât facem 200 de ani în urmă, în 10 ani. Dacă, de exemplu, asta se mai vede domnul Dacompus. Așa. Dacă, de exemplu, din punct de vedere al cifrelor.
să mă mai dau din punct de vedere la istoric. Ce s-a mai întâmplat în istoric, cum se poate de văzut că dobânda compusă lucrează și lucrează foarte bine. Warren Buffett, familie cunoscută, necunoscută, bătrânelul de 90 de ani, care mănâncă fiecare dimineață la McDonald's și care bea Coca-Cola. Da? Și de ce bea Coca-Cola? Ia să vedem și mă mânză. Poftim? Fac reclamă. Fac reclamă. El nu bea Coca-Cola, că îi place. Sau pe ce îi place? Nu știi. Numai cred că la 90 de ani de Coca-Cola asta e așa, e întrebare dubioasă pentru sănătate. El bea Coca-Cola pentru că la dânsul el deține 33% de Coca-Cola. Și el, ca a cincilea cea mai bogat om din lume, 100 de miliarde, plus încă cea mai mare filantrop din lume, 50 miliarde mi-au donat așa la donații. Este o persoană impunătoare în economia mondială și face el, fac test sau străduie să-l copie. Mănâncă la McDonald's, persoana este genială, din punctul dat de vedere, că a mâncat la McDonald's, în fiecare dimineață o întreabă pe soții. Cum ne simțim noi astăzi? Bogați, medii sau săraci? Și în dependență de bogați, medii, săraci, el își alege meniul la McDonald's. $2.50, $1.40 și $0.95. 100 de miliarde de dolari. Cel mai interesant e la venit milionier numai la 55 de ani de milionier. Un milion a făcut. Și mai departe a făcut 100 de mii de ori mai mult în următorii 40 de ani. Numai că el a început tranzacționez undeva la 25. Nu s-a răzbat și-o trăit în hijină. Nu, nu o trăit în hijină. A, el s-a luat 50%, dar... El și până amuia trăiește în aceeași casă care trăiește la 25 de ani, asta e casa lui părintească. El are bani să-și cumpere măcar și toate căsile din tatuaj și ala în care trăiește. În Ohio, dar Omaha, el trăiește. El încă are denumirea ca personalitate. El este denumit Warren Buffett oracolul din Omaha, oracol, adică persoana care vede viitorul de sau. Știți ce face? Eu, pur și simplu, citesc în cartea lui, acum le citesc încă o dată cartea lui, este cartea, ce-și spuse, așa. Nu este cartea lui scrisă. El are companii de investiții, hedge fonduri, 380 miliarde în gestiune. 380 miliarde îi fac bani, deci. Cum sunteți voi trader? Acolo toți trader. Numai că aici se fac anumite loturi, dar acolo se fac cu 10.000 de loturi deschide petrol. Acolo e euro-dolar deschide cu 27.000 de loturi. Acolo leagă altă sumă. Dar fac fix același lucru. Judea Sori arată situația, 6 tipuri de trader, de la 001 până la 1000 de loturi. Aceleași 100 de puncte, 001 face 10 dolari, 1000 de loturi face 1 milion. Aceleași acțiuni. Oamenii cu nevii bogați, numai că își măresc volume. Dacă cum smărești volume, smărești contul. Iar și ce legi într-o dată de lume. Și cel mai important, în cartea lui de scrisori la acționari, scrie în felul următor. Eu nu fac analiză. Eu mă uit și o piață care companie îți bune. Persoana care câștigă 60 de ani tranzacționează cu analiza lui prietenești. El nu se uită la piață în fiecare zi. Lui asta nu-i trebuie. El nu face analiză în fiecare jumătate de an. El face analiză la fiecare 3 ani. Și mai departe. Și unicul scop al lui este să întreacă Dow Johnson. Încă de când s-a început în 1955, apel de atunci are scop de timp să întreacă Dow Johnson. Profitabilitatea lui medie anuală, 16% pe an. Și cumva, tău ajuns la 100 de miliarde. Și uitați-vă care este ideea principală. El, aici ați vă dau încă trei istorii din istorie, pe lângă al doilea personal. El a spus că a început să investească ca simplu investitor, micuț, la 12 ani. 1944, atacul la Pearl Harbor. Prima lui investiție a fost într-o investiție în companie farmaceutică. De ce companie farmaceutică în 44? Război. A intrat mai ales ca America într-un război și a spus din partea americani răniți. Și statul a să cumpere bandaje, medicamente, a să le dă bani, a să le facă circuit de bani la companii farmaceutice. Și el a câștigat din primii lui 12 dolari, a câștigat undeva la 120 dolari câteva luni. Numai că el acum în 2017 a dat un interviu în care el a spus istoria dată și a spus în felul următor. Dacă eu pur și simplu avea să iau și să investesc ăștia 12 dolari în SP500, plus mai sunt și dividende, și avea pur și simplu ăștia 12 dolari să-i reinvestesc, adică din 30 și din 12 dolari să fac o sumă mare. Că el aduce în fiecare an câte un pic de profit, o parte mică de profit, 3-4% acolo sunt dividendele anuale. Dacă aveți să fac asta, dacă aveți să las crească SP500, apoi aveți să ajung la o sumă de 440.000 dolari. Din 12.
Dacă așa lucrează procentul compus. Tot mai mult și mai mult și mai mult și mai mult faci, tot mai mult și mai multe acțiuni de ții, tot mai mult și mai mult dividende primești anual. Și dividendele astea mai cumperi acțiuni și faci asta. Da, asta numai din $12. Asta nu în fiecare lună $12 trebuie să spui, dar din $12. Ceea ce el a scris la investitorii lor. Mona Lisa. N-are preț. Acum e n-are preț. Oficial nu există, nu există bani să o cumperi, să spune așa. Dar aproximativ în 1000. Foarte? Am crezut că s-a dat, nu trebuie. N-am vrut să ies de asta. Aproximativ în 1500, el a fost vândut, 1505, dacă nu știu, a fost vândut portretul Mona Lisa, a fost vândut la regele francez, Francesc I. A fost vândut cu, dacă sunt la banii actuali, cu $30,000. Mona Lisa, chiar Leonardo, nu Leonardo da Vinci a vândut-o, dar o rudă de-a lui care a primit-o în moștenire. $30,000. Și Warren Buffett îi scrie în istorie. Uitați-vă ce de neinteligente financiare era Francesc I. Dacă el avea să iei $30,000 și avea să-i bagi la procent de 6% anuale, pur și simplu 6% anuale, dar până amul el avea să aibă aproximativ un quantilion de dolari. Unicul minus, timpul. 500 de ani. Un quantilion, da, așa sumă și nu este la momentul actual, măcar să fie, dar la 6% anuale, nu așa de mult. Este altă istorie care îl spune. Este descoperirea Americii. Columb a descoperit America, dar i-a oferit posibilitatea de descoperire America, regina Spaniei. Regina Spaniei care vorbe cu soțul și hai, te rog frumos, investește în trâns, hai să ducă el să găsească încă un drum spre India, să ne fie mai ușor. Să ajungem în India, să facem bani. O investit aproximativ în banii actuali, vreo $10,000. I-a dat $10,000 și n-a zis și găsește drumul tău. O găsit el America. O aduce tot de multe roade la spanioli, dar cum era Spania atunci, așa și Spania muia. Nu e așa imperiu cum era noi. O pierdută și eu. Și iarăși Warren Buffett, în scrisori doi la investitori, spune că uitați-vă la neglijența financiară a persoanei date. Din $10,000 la 6% anuale, aveți să fac 440 miliarde. Dar dacă aveți să adaugi încă un procent, din 440 miliarde se transformă în 970 miliarde. Și așa mai departe. Iar cum lucrează procentul compus. Da, este o perioadă foarte lungă de timp. Dar el lucrează și în perioade mai scurte de timp. Cel mai simplu exemplu, el îl dă tabelul. Când vrei să intri în compania lui, el are hedge fund, poți să-i dai 2 miliarde și fă-i te rog frumos în 2 miliarde, fă-i profit. Când vrei să intri în o companie, este un contract care trebuie să-l accepti. Dacă nu accepti contractul, n-ai scăpat companie, ce e ca investitor. Și este un contract și un contract cel mai interesant pentru voi, este o tabliță. Este o tabliță. 10, 20, 30, 4%, 5, 7, 16. Și el arată cât poți spari din $100,000 într-o perioadă anumită de ani, cu un anumit procent. Să luăm cel mai important pentru noi, să fie asta, 16%, anii transformăm în luni. Profitabilitatea în luna 16% e posibil? E greu, ușor, nu, cum spuneți. Dați-o părere, 16% în luni. Real. Poți să faci mai mult 6%. Poți să faci mult mai mult. Cine a făcut mai mult de 40% pe lună? Sunt persoane, înțeles? Mai sunt persoane? Pe demo și eu. Dar și pe demo tot e bun. Și pe demo e bun. Pe demo și eu a făcut mai mult de 40% pe lună. Pe demo. Pe demo e ușor. Da, pe demo e ușor că noi n-avem mult pe demo. Oare mă altă îți spune că și mie puteași oșcari prost scumpi în 2020, că aveți fie bogat până la asta. Așa că eu tot în 2020 am fost mai mult de 16 la cine. După criză, da. Dar vedeți că e cam așa moment când după criză, când oamenii știu, este educația asta financiară, după orice criză, nu contează ce fel de criză să fie. Așa e omul, așa e natura umană, mai ales natura umană sub formă capitalistică. Este un balon, l-am înflat, s-o spart. Am luat alt balon mai mare, iar l-am înflat, s-o spart. Cea că așa în fiecare 80 ani. Cine știe despre asta, înainte de criză, ea ca noi miliardari și așa mai mari, își scoteau toate activele care lor nu trebuie în cash, în dolari americani. Când s-a făcut criza, ei de-am avea dolari americani pregătiți, au așteptat atât criza de jos și au cumpărat atât la ieftin. 30, 40, 50% mai ieftin, practic tău. Și în timp de 2-3 ani, dar nu puteți, măcar și în 10 ani. Totdeauna prețul trebuie să restabilească la maxim. Dacă ați văzut vreodată graficul la SP, poate scad măcar cât n-acai. Înapoi se întoarce totdeauna. E ca așa și cu americanii ce-și fac, pentru că top 500 Forbes au făcut 600 de miliarde de dolari. Când lumea trebuie să piardă toți banii, în carantină, pentru că nimeni n-are din scoată bani. Dar miliardarii cumva fac bani și se aplică regula.
oameni bogați să îmbogățesc și le-am numărat pe referitor. Așa. Trecem cu ideea referitor la tabel. Eu spunem, după calcule, că în 30 de ani, 16% din 100.000 de dolari poți face 8.800.000 de dolari. Haideți să luăm după cifre lunare. 16% după lunar, 100.000 de lei. Din 100.000 de lei, în timp de 30 de luni, asta sunt 2 ani jumate, la 16% anuale, poți face 8.100.000 de lei. Dacă ești deam, nu mai sunt real. Am o ideam, nu mai puteți să spuneți că e real. Nu? Hai că asta lucrează procent compus. Multe persoane, din cauza că suntem într-o regiune a Europei în care s-o coate cât banii și mai mulți se fac cu astea două, nu, banii și mai mulți nu se fac cu astea două, banii și mai mulți se fac cu treaba asta. Și americanii tot timpul demonstrat treaba asta. Americanii nu sunt și mai deștepți. Americanii nu sunt și mai puternici. Americanii nu sunt și mai inteligenți din punct de vedere legilor. N-au și mai puternică economie din punct de vedere al resurselor naturale. Americanii foarte puține locuri în care ei sunt locul numărul întâi. Dintre care locul întâi iau la fotbal american. Nu, fotbal american, cum sunt și locul întâi, dacă ești la fotbal american. Și mai este un sport în care americanii toți sunt buni. În restul lucrurilor, americanii tot timpul sunt sub top 10. Dar americanul are un lucru. El tot timpul este învățat nimic, să țină banii și să înmulțească. Aici un pic, aici un pic, aici un pic. Când te duci la un micuț acolo de vreo 5-6 ani, îl întrebi și vrei să fii, vreau să fiu milionar. Eu nu vreau să fii medic, eu nu vreau să fii jurist, eu nu vreau să fii nici una din profesie. Eu pur și simplu vreau să fii milionar. Deci știi cum se fac asta. Părinții fac limitei la copii contra investiționare. Să dăruiești casă, apartamente, mașini, locuri de pământ, nu știu, companii să dăruiești la copii ca moștenire. Asta pentru americani e ceva... Nu, cum poți face așa? De acțiuni. De acțiuni care să-ți întrețină familia decenii întregi. Cea mai bună din cele mai vechi companii care oferă dividende, care iarăși lucrează la dobândă compusă, Coca-Cola. 120 ceva de ani lucrează Coca-Cola. Și dă dividende anual. A fost exemplu în care persoana a cumpărat în 1890 acțiuni de la Coca-Cola și le reinvestea. A patra generație după dânsul, străinepotul, se folosă tot de acțiuni și ele a luat inițial și din mulțe. Pentru că dintr-un pachet de 10 acțiuni care le-au cumpărat inițial, s-au transformat într-un pachet de 1.000.000 de acțiuni, care aducea anual un profit stabil. Și de-a patra generație nu mai avea nevoie să lucreze. Dar asta e problema că moldovenii trebuie azi și amul. Dar nu numai moldovenii, sunt o mulțime de locuri noi. Este un lucru genetic, consumat noi hectare, pentru că azi vină tătare sau tuși și asfuri, trebuie consumat amul. Asta e un lucru genetic, posibil, dar trebuie de schimbat un lucru. 16% poate și mult. Dar asta dau exemple în cifre. Așa, acum vă dau un pic să mai fiți cu Mihai cu cifrele. Eu mă mai iubesc. Mergem mai departe pe exemplu și după asta să vă mai arăt niște statement-uri. Da, eu o să vă dau un simplu exemplu. Dacă ați auzit, cred că pot să găsiți foarte mult istoria cu persoana un om al 13 din Elveția. Trebuia să fie și slavă și m-ați fi descărcat calculatorul. Ok, deci om al 13 din Elveția, după moartea sa, la 60 de ani, a avut un atac de corp. O zici cineva de istoria asta? Deci este un om de 60 de ani din Elveția, om al 13, la 60 de ani a avut atac de corp și a murit. Ca să înțelegeți, a avut averea sa, a fost deputat după de rude. A fost avere în valoare de 1,4 milioane de dolari. El avea în băncile Elveției 124 de lingouri de aur. Cum s-a întâmplat în acest lucru? La vârsta de 25 de ani, a decedat soția și, nu știu, din punct de vedere, eu și Paula a lăsat-o, din oarecare punct de vedere a devenit om astăzi și făcea profit din colectarea sticlelor și a metalilor. Colecta asta zilnic și nu se găsește, n-am găsit date exacte ca să înțeleg câți bani făcea un om al străzii în Elveția, dar știu că în San Francisco sau în America unii au face 50 de dolari, 100 de dolari pe zi. Nu, hai să zicem, în decurs de lună avea undeva un salariu de 1000 de dolari din tot ce făcea el. Ca să înțelegeți ce trăia el, nu vreau să zic istoria asta, dar vreau să înțelegeți principiul din spate, nu că trăia resturile de fast food, mânca aceleași haine, adică avea un mod de trai foarte grav, dar ce era foarte bun la el și ce pot să învățăm de la el, era un geniu al economiei.
El își achita abonament la bibliotecă și era abonat la gazete pentru ce legat de acțiuni, da? Adică ce legat de situația pe piața bursieră. El în toți acești ani de zile, de la 25 până la 60, el a investit toți banii care îi făcea, majoritatea îi investi. Pe investi și reinvesti, nu făcea deloc extrageri, a investit în acțiunile companiilor suedeze și elvețene. Ca într-un final să ajungă la așa capitalul. Și ce trebuie să luăm în considerare de aici? Că dacă un anumit profit, da, acolo a fost un anumit salariu, dar poți face să raportezi fix aceeași sumă la salarii mai mici sau la salarii mai mari. Important este să stecți raportul. Într-un final au ajuns așa profituri, pur și simplu. Deci ce trebuie să extragem? Pentru că banii trebuie să lucreze, să ieși și să lucreze pentru tine și mai trebuie să memorăm un lucru foarte important, că trebuie să investești întotdeauna și în cunoștință. Adică el își dedica timp pentru ca să fie întotdeauna în cursuri cu prețul acțiunilor, obligațiunilor și orice activitate de pe piața bursieră, el era întotdeauna la curent. După asta, ce s-a întâmplat pe moartea lui? S-au aflat de aceste sume mari și s-au început conflicte de familie. Deci el a lăsat... Lui îi trebuie să fie așa. Păi da, am vrut să vă spun această istorioare. O să vă uitați acasă pe internet, o să vedeți și poza și informații. Nu este specificat în ce companie a investit, poate trebuie să fie cercetat mai amplu. N-am găsit în ce companie din special a investit. Am găsit numai din ce țară au fost ele. Dar să înțelegeți ce a făcut. El a lăsat tot averea, a lăsat-o, a scris testament pentru vărul său care l-a vizitat din când în când pe stradă și mai duce în mâncare sau nu știu ce mai duce, dar el de fapt deținea sume foarte mari. După asta ce a făcut? Au fost găsiți bani și acasă, bani, adică avea bani foarte mulți. El știa foarte bine cum se gestionează banii. Cred că avea probleme din punct de vedere psihologic pentru că nu a profitat de ei din plin. Dar aici este cel de învățat. Deci banii trebuie să le faci să lucreze pentru tine și trebuie să investești și timp pentru ca să fii întotdeauna într-un tandem cu viața. Deci nu spune psihologice, despre psihici probleme. Ei, deja aici eu n-am cercetat să-i văd... Psihologii nu, dar pe ei de psihici. Să iei doamna așa mizerie și să știi probleme. Din cauza asta a fost, aici au părăsit și școala. Pentru că a avut personalitatea și au adică au avut niște tulburări. Și de asta și lăsa și școala. Poate asta a fost și... i-a oferit ca să fie așa de... devotat domeniul investițional, pur și simplu problema e care e că nu a folosit asta din plin. Și asta. Și am vrut să zic cu această superioară. Deci idei ce constă că e om simplu. Om simplu, fără studii economice superioare, om simplu care a făcut profituri mici în toată perioada vieții, om simplu care nu sunt 100% sigur că și el analiză buna companie. Că sunt și la companie care crește și dar sunt și eu, pentru că scopul însă la companie să crească. Am și prieteni companii, tot ei este scăză. Este un om simplu care pur și simplu depunea bani pe parte. El singur că cine știe, dar poate nu știe și banii aia. Dar, iarăși, boschetară în Elveția. Boschetară în Elveția, dacă se face comparație cu cetățean din Republica Moldova sau pur și simplu din Ucraina sau din un CSI, atât nivelul lui de trai, cred că era destul de fain. În comparație cu aceeași Rusie, undeva prin Nijloc, în Siberia străiești. Era alt lucru, plus 1.000 dolari pe lună. Aproximativ, măcar 1.000 dolari pe lună, la noi așa se face 1.000 dolari pe lună, nu pistă de zici. Dacă sunt salarii simpli. Iulian, dar cu tot respectul, adică să câștigi să ai banii ăștia și să nu-ți poți permite o viață decentă. Chiar și dacă admitem că avea probleme de gen psihiatric. Pentru că toată categoric noi psihologiei simple. Dar în cazul în care ne întoarcem la sumele care le avem după loc, adică așa e o simplu constatare, dacă eu dau greș, îmi spuneți. Deci, practic, câștigurile erau la toți, pentru că suma inițială, tranzacțiile sunt exact 100, câștigurile erau totale. Astea care scădeau 80%, eu trăia întâi în lună și trăia foarte bine. Astea trăia 4 leac mai puțin. Astea poate să delimita de toate, ca să-și mărească fond. Ca într-un sfârșit, adică după un an de zile, cu suma de 70.000, el se poate deschide mai multe loturi ca să-și permită după asta o viață mult mai decentă ca cel care trăia de zi cu zi. Ok, sistemul e foarte bun, e interesant. 10% ce spus? 10% care el scotea de aici, sunt mult mai mari ca 10% de acolo. Exact.
Și nu cum, că ea deja mai bine că... Exact. Și cum vezi da. Să nu-mi da. 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 Acum ne întoarcem la situația din țara noastră. Pentru că noi știm foarte bine că decalajul dintre venituri și cheltuieli e într-atât de mare încât un salariu din țara noastră nu poate acoperi nici măcar 10% din cheltuieli. Mm-hmm. Un salariu mediu mm-hmm. din cheltuielile lunare care ți-ar permite să trăiești nu cu exces, dar la limită, trei persoane în casă, vrem noi sau nu vrem, cheltuielile pentru oricare persoană, doar ca să mănânce, nu mai punem apă potabilă, chirie, impozite și încă nu știu ce. Dar în sfârșit tot și de că vreau ideea să... Da, adică ca să ajungem la ideea că să aducem suma asta pentru o persoană simplă, e foarte dificil. Mm-hmm. Și dacă nu își permite cheltuielile astea, pentru că noi toți trăim din credit, și noi toți avem cozi cu procente de la bancă. A, dumneavoastră spuneți de cifra contului. Dar eu nu știu ce am pus să mi-e referență. 10.000 de lei, 10.000 de bănuți. Adică, da, de asta eu și spun că să fie o sumă mai mare. Dar chiar și cu 80% luate, oricum nu-ți permite. Dacă e vorba de 10.000 de bănuți. 1.600 de lei. Dacă e vorba de 10.000 de bănuți, adică... Dar nu contează suma. Eu înțeles întrebarea voastră, am înțeles care este ideea. Des ori se dă întrebarea că nu mă apuc de investiții, nu mă apuc în genere de viață să caut un venit adăugător, pentru că, ei, ce să începe cu 10 lei? Da, chiar și cu 100 lei, 1000 lei, ce să începe? Niciodată nu există întrebarea cu ce să încep. Este întrebarea, eu am noi, trebuie să încep. Eu trebuie să mai eu să încep. Ideea aici din carte cel mai bogat om din Babilon, acolo spune că dacă, de exemplu, mâine statul decide că poate nu spun corect ideea, dar ideea era așa, dacă mâine decide statul ca să mărească impozitele cu 10%, atunci ce o să faci? Tu vii pe leacă, o să strigați, o să faci careva gălăgii, dar până la urmă o să te resemnezi, o să accepti, da, și o să-ți continui. Deci să ieși tot cu același salariu, dar cu 10% mai puțin, adică îți dai statului acele impozite care îi ceri. Exact același lucru și cu chestiile astea. Adică, dacă noi psihologi, noi, pur și simplu, așa suntem de prin străim când ne trebuie, tot ne trebuie și nu există moment. Dacă o să încercăm cumva tot și așa psihologii, să ne gândim că putem și fără acelea chestii care sunt în plus, ca și scoate ca surse de venitoare, de exemplu, 60% din asta, cum ai o sursă de venit, n-ai lăsat tot ce-i concediat, tot ce-i plecat în trei. Asta și pe o să dau înțeles. Da. În genere, domeniul tranzacționării, în mare parte a cazului, 80% din cazul la trader, asta trebuie să fie un venit adăugător. Sau, de exemplu, pentru mine, personal, să dau așa ca exemplu, asta nu este locul în care eu să-mi fac bani. Este locul în care eu să mă investez ca să-mi schimb alte locuri fizice. Nu trebuie numai un loc, trebuie și locuri fizice. Trading-ul este pentru a-ți găsi oportunități. Nu când vrei să schizi un business sau vrei ceva să-ți cumperi, te duci la bancă să-i credit. Dacă îi luat din contul care l-ai făcut, l-ai deschis pentru investiții și el tot timpul ți-a duce sau știi că ai bani pur de parte care poți să faci ceva interesant. Dar nu trebuie să duci la bancă să te chinui, să te rogi sau să duci la cunoscut, să te rogi, să dai bani sub procent, e acolo să mai șantajezi cu procent și mai departe. Asta era ideea. Dar aici, treaba asta cu lăsatul, cu nichiul, în genere, că tare, eu personal n-aș fi de acord măcar cu 10%. Dar vrei să scriești contul, apoi scriești contul. Asta este persoana care îi trebuie de timp cheltuieli, asta este persoana care deci nu înțelege că trebuie să crești contul, asta pur și simplu nu trebuie să facă. Până la sfârșit nu poți să explici persoana, dar eu înțeleg că e să facă extrage de 80% de cont, măcar și 100%. Măcar acolo n-ați mai pierdut lucrează. Și ați fi salariu. Și pierdut măcar și 30 de ani, 100% în fiecare lună să-ți scoți câte 1000 de unități convenționale, 10 sau 1500. Măcar și 40 de ani lucrează. Este tot e salariu. Este e salariu, 40 de ani să lucrezi la același salariu, asta eu când ne-aduc am întreabă, dacă e ședință că vrești. Da, dar riscul este altul. Ce riscul mai mare să pierzi contul decât aici, unde știi că ți-ai mărit contul și chiar dacă ai ajuns într-o minus, n-ai pierdut contul. Mm-hmm. Dar... Nu, da, este mai ușor să transacționezi pe o sumă mai mare. Asta tot este un lucru. Sunt mai multe plusuri, sunt desigur și minusuri. Niciodată nu vă uitați la un lucru ca la plus ideal. Sunt plusuri, sunt minusuri. Aici plusul este că de timpul la început, în primii 2 ani, faci extrageri în fiecare lună stabil mare. Aici primul an mai ales să strâmbească, să te uiți la dânsul, că dacă să știți amândoi câte extrage faci, te uiți că el la început faci mai mult. Numai că la sfârșit, de-am 7.000 în lună să faci extrage, el tot timpul să facă mai mult de text.
Și atât timpul... Aici tot timpul să știți. Asta tot timpul să știți. La urmă, totuși, asta câștigă, chiar și dacă faci economie prima, dar asta e un surplus. Nu știu. Știți poate ce e cu bomboana? Copil când îți dau cu bomboană, eu cum mă duc și vin, dacă eu vin și tu n-ai mâncat, eu îți mai dau încă două bomboane. Și asta e, adică, se dezvoltă în copii modul de așteptare, ceea ce e aici. Adică trebuie să ne învățăm și știm să așteptăm. Am să ne acum ceea ce este corect de să întreb, dar poate educația financiară trebuie la școală, nu. La școală nu trebuie educația financiară. Educația financiară trebuie în familie. Și cât mai repede. Încolo, americanii niciodată la... Tare puțin americani vorbesc pe economie, la liceu, gimnaziu și acolo, grădiniță. Fac niște exerciții. Tu ești cumpărător, eu sunt vânzătorul, hai să ni să fim econominari, dar și ții să fim econominari, hai să ne stârguim. Ia ca așa exerciții fac copilași. Dar niciodată n-a să înghețe acolo, părinți trebuie să înghețe. Ideea constă că până la sfârșit, înstărit, om înstărit, numai din asta pot să ajungi. Sau aici trebuie așteptat vreo... Eu dacă aș fi amuia în America și aș ține masterclass-ul ăsta, noi am vorbit despre ani. Americanii nu vorbesc despre lui, ei în lui nu cred. Ei știu că ce se face în luni, asta e destul de complicat și trebuie să-ți depui timp sau trebuie să ai atenție, să faci atenție. Noi am mai vorbit despre luni numai din cauza că există 1%. Asta e unicul lucru de ce noi vorbim în luni, pentru că noi avem capacitatea să facem mai mult într-o perioadă mai scurtă de timp. Dar iarăși trebuie să știi, să gestionezi riscul. Americanul când deschide o tranzacție, nici nu se mai gândește la dânsă. Uitați-vă când deschide un american o tranzacție pe acțiune. S-a uitat la Coca-Cola, a, el nu s-a gândit, e scump, nu contează, cumpăr. E ieftin, nu contează, cumpăr. E la mijloc, dar chiar nu mă interesează, cumpăr. Eu cumpăr, eu nu am bani să cumpăr, am niște bani de adăugători ca să cumpăr ceva. Care știu că să crească în preț. Mă uit peste o săptămână? Nu. Mă uit peste o lună? Nu. Mă uit peste un an? Tot nu. Mă uit peste 5 ani. Numai peste 5 ani o să înțeleg pe perioada cu prescute, ca și americanii lucrează. Americanii sunt poporul care de timpul se răzbate, numai din cauza nu a statului, dar din cauza tot a poporului, a oamenilor. Desuși se dă întrebare, de ce America a câștigat sovietii? Pentru că sovietii, populația medie, n-avea de unde bani, dar aici în America, poporul american susține țara, dar aici țara încerca să susțină poporul. Deci sunt două lucruri diferite. Și americanii de timpul să fie cea mai bogată țară din lume, numai din cauza că populația este mai bogată în lume. Cei mai mulți miliardari? America. Cei mai mulți bani? America. Cea mai bogată țară? Tot America din cauza că cei mai mulți bani acolo, la populația lor de bază. Așa mai departe. Acum am să vă arăt niște statement-uri și niște grafice referitor la diferite instrumente care ne ajută la tranzacționare cu procentul compus. Ok? Ați vedem cum lucrează, pentru că eu văd întrebarea asta, ok, noi informația asta o studiem, o înțelegem, tot auzim, dar și... Bani, cum se fac? Unde-i bani? Cum să aplic? Da, cum să aplic treaba asta? Așa. În primul rând, a să vă arăt niște secunde pe petrol. Așa. Poate la petrol sunt mai puține exemple care vă pot da, pentru că în principiu la petrol, așa. A, da, am mai dat. Am aveți mă pornesc să vorbesc mă pentru mine, să mă uităm la mine acolo. Și voi să ghișiți ce am pe grafice. Aici discutăm noi acum despre petrol, cum se folosește tactica adăugării în principiu. Acum discutăm despre unele criptomonede, pentru că v-am spus la început de masterclass, hai să discutăm un pic despre tânsul de arăt. Ați vrut niște lucruri destul de interesante care se produc în vreme. Nu te știți că Bitcoin crește și nu numai Bitcoin crește. Bitcoin trage pierde în sus. Hai să discutăm despre piața de capital și am vă arăt despre activitate. Așa. Este, da? Este. Asta e unul din conturi care eu îl folosesc specializat pentru tactica adăugării plus dobândă compusă. Și ați vedea tot ce poate de ajuns în principiu pe contul ăsta. Așa. Pe contul ăsta nu se închid tranzacții, pentru că n-am timp să închid. Uitați-vă din punct de vedere Bitcoin. Noi prima, Bitcoin. Aici s-au deschis 4 tranzacții, s-au început numai pe 15 ianuarie. Ne uităm după tactica adăugării. De ce Bitcoinul? Nu pentru că el crește. De ce Bitcoin o să crească mai departe? Pentru că companiile tot se bagă tot mai mult și mai mult, mai mult se bagă cu bani serios în plus. Companiile de-am vor să fac transferuri de bani nu cu dolari americani, dar cu Bitcoin. A. Nu se poate de controla treaba asta. B. Nu există inflație. Asta de-am este un venit pentru toate companiile mari. Mergem mai departe din punct de vedere a pieței de capital. CAC 40. Cine a tranzacționat? Cine știe? Demo. Cui îi place? Cui nu îi place? Nu îi place.
Как потрудзеешься для перевода до 12 октября по нам? Транзакции, но мы не компарали. Что с вами на этом свете? Ну, свете? Никал за два пункта, где бы я кампер. А что вы видите? А это перевода, как вы 5 минут, а что я могу говорить? Ну, сведник на персоне, которая сует по YouTube. Со сведник. Сведник. Сведник, окей. Яка как потрудзеешься? Contul este deodată, este cont demo. N-am milioane de zile mai mult. Este cont demo, dar în principiu ideea a fost de bază cu analiză cât mai puțină și analiza de bază să fie fundamentală. Deci mai puțin s-a uitat după analiza tehnică, pentru că nu avem timp, dar dacă e cont real, desigur că să analiza tehnică, neapărat. Toate tranzacțiile deschise pe jos, fugitiv. Ai văzut tranzacția precedentă în plus, deschis pe următoare. Precedentă în plus, pe următoare. Așa că așa s-au deschis peste 20 tranzacții pe care 20. Care tăiți în profit? Tăiți în profit. Deci mai departe. Două Johnson 30. Aici mai puțin pentru că este mușcă. Asta chiar mușcă. Asta e cel mai scump instrument care să-l găsiți. Un lot costă 48.000 dolari. Mai este încă de lucrat cu așa instrument care îți deschide un lot și comisionul lui este 48.000 dolari. Este cel mai scump instrument care noi avem pe piață, care noi putem să tranzacționăm, dar și cel mai profitabil. Vedeți că și ai deschis cu 0.1. Apropo, și cacpa 10 tot e deschis cu 0.1, dar aici cifrele nu sunt ele deloc. Dacă observați. Cu volume minimale. Cineva îmi spune, ei, cu un lot, cu 10 loturi poți face cifre colosale, milioane și mai departe. Nu, aici sunt sume foarte mici. Cu volume foarte mici. Dow Johnson, când deschizi cu 0.1, deschizi minus 4.800. Și o problemă. Și mă gândim că trebuie să încerc. Trebuie să fie am văzut cum lucrează. N-ați dat că am văzut cum lucrează. Dar Dow Johnson, parcă așa de mare comisiune, cine mai are sens în genere deschizi la așa comisiune mare? Cred că n-ați duc înapoi la zero și în genere ați crească. Am deschis eu pe data de 3 februarie, minus 4.800, dat frumos, că încolo mă trezesc peste 4 zile, plus 7.000. Mă zic, aha, ia ca care e interesant. Dacă ai pe 2 februarie ai minus 48.000 la un lot și peste o săptămână ai plus 70.000, înseamnă că totuși este un oarecare interes și ia ca și de așa de scump instrumentul dat. Cu cât e mai scump instrumentul la comision, cu atât el este mai profitabil deodată, vă spun. El nu pe geaba ai pus comisionul așa de mare, înseamnă că instrumentul așa de profitabil. ЖП, ну, плюс пункт, же опонежи где-нибудь с американами копировать. NASDAQ. Я как он упрят, еще раз NASDAQ тактика долгари. Мулт, фумос, да, треб где штептат. Ну, и темпы еще отскисы не септември, а сам сам все штептат тенденции аппроксимативно шепты лунь. А мы же сфи шепты лунь. Дальше результаты, плюс пункт, тот с институт лунь. SP-ul, nu despre SP nici nu vreau să spun, aici pur și simplu el e cel mai zimnoi în limba rusă, cel mai simplu, cel mai real pentru fiecare, spune. Pentru că este cel mai ieftin instrument. Deschis cu 0.1 trebuie să ai 30 dolari. Cel mai ieftin instrument. 0.5, bun, e prea mult. Împărțim la 0.1, 40.000 la 0, la 5 împărțit la 8.000. Dacă ați deschis pe data de 28 septembrie o tranzacție cu 0.1, până acum trebuie să aveți 8.000 dolari. Bun? Bun. Foarte bun. Vă spun eu. Cea mai mare tranzacție pe real care am văzut eu în profit era 32.000 puncte cu 0.1. Asta e cea mai răbdătoare persoană care am văzut. Un domn. Și tot din om să pun sfârșit. Chiar dacă spune că s-o mai ținut vreo 2 ani. Eu vreau să fac din tranzacția asta 0.1 în genere 3 conturi de este. De-a doilea. SP-ul tot lucrează mult timp în sus și așa mai departe. Dar contul ăsta mai mult era pentru tactica adăugării petrolului. Asta în general era făcut pentru ca să vedem cât sunt maximele la petrol. De ce petrolul? Pur și simplu că el creștea. Era o situație când el costa 9,35. Deschideai cu 0,1 la un cont măcar de 1.000 dolari. Un minus n-ai cum se duce. Petrolul poate să coste, petrolul poate să coste 0 dolari. Dar nu că la... Dacă deschizi cu 0.1 și el se duce la 950, da, cu 1.000 de lacă. Maxim și puteți duce la minus tranzacția, minus 950 și duc înapoi în sus. Aici era ideea că era practic, că era unica situație piață care poți spune 100% faci bani. 100%. Dar iarăși asta s-a întâmplat odată în istorie. De-aia m-am pierdut treaba asta. Și petrolul pus asta și spuneam eu că mă uit când nimeni nu se uita la telefoane, dar petrolul cam mușcat tare. Eu de-am nu mă la mai ser clas, nu știu cum să... Dar au fost astăzi notate la 5,5, petrolul e mai puțin în lume, înseamnă că cei crește. Și dacă aici e tactica adăugării. Cum arată tactica adăugării pe petrol? Ia că așa arată tactica adăugării pe petrol. În sus, în sus, în sus, în sus. Practic fără oprire.
cazurile nu deschidea, că de aici, de aici. Pe urmă am lăsat pe un pic perioadă de timp, în sus, în sus, în sus, și gata, nu mai le deschid și le las. Care era suma inițială? Cont era de 1 milion. Demo de 1 milion specializat pentru sume mari, adică eu am testat volumul. Eu nici măcar nu știam, l-am deschis în mic dată, până am înțeles în mic dată. 29 mai 2020, l-am deschis specializat ca să văd dacă câte loturi maxime spate. Eu le-am dat la simboluri, mă pot uita câte maxime la loturi, dar e sub de loturi. Mai mult nu poți schizi la o tranzacție, dar poți schizi mai mult tranzacție. Aici sunt vreo 2000 ceva de loturi deschis pe petrol. Contul de 1 milion, azi el e 28 milioane, ieri era 22. El o leacă căzut. La maxime, când petrolul era sus, era 32. Și istoric, practic, n-am închis nimic, nu am închis un pic, dar asta era de experiment, trebuie să mai arăt cum să închide părți de profit. Ne degajăm pe milioane de veste, pentru că puteți înțelege aici. Nu am închilari rozov și nu mă gândesc. Nu luăm un milion. De la 1 milion la 32, sau 32 de ori am ridicat contul, să primești. Sau 28 de ori am ridicat contul. Bine, haideți să luăm la 10.000 la 280.000, de la 1.000 la 28.000, de la 50.000 la... Nu, aici n-am spus că vreau așa greu. La mult, la foarte și foarte mult. De la 100.000 la 2.800.000. Cum vreți, așa și calculați. Că nu contează că tare suma, pentru că eu aici n-am tranzacționat activ, ca să pot spune că la un cont mai mare, mi este mai ușor să schimb tranzacții, pentru că el e mai mare. Nu. Aici am deschis la orice cont, dacă tot așa am deschis. Așa că situația dată se poate făcut și tot. De ce contul este așa de mare și așa de frumos, din greț, numai din cauza că eu am lăsat să crească contul. Eu am lăsat procentul, dobânda compusă să crească și în tranzacționare, și încă plus profitul lunar făcut în fiecare lună, el să reinvestește ca să fac mai mult profit. Și așa mai departe. Mai este ultimul cine? Și Ripple. Băietul face treburi frumoase. Ripple cu 10 loturi chiar mi-era interesant, am cumpărat încă în ianuarie. Mi-era interesant până unde să crească. Nu numai Bitcoin-ul e cel mai important, dar și este și Ripple. Și Ripple crește foarte și foarte bine. Este unicul instrument pe care chiar am început și în realitate să tranzacționez, pentru că ceilalți crește multe. Dar la Ripple este destul de convenabil. Un lot cât e? Un lot e $5.000 la marjă și $50 comision. Ca petrol. Numai cu foarte multă marjă consum. Dar comisionul e ca petrol, adică destul de ieftin. Și profiturile se fac destul de bune. Profiturile se fac destul de bune. Nu? Să vedeți după asta. Nu luăm cu 10 loturi, dar luăm cu 0,1. Nu s-o 150.000, dar s-o 1.000 jumate. Așa. Întrebări la contul ăsta nu sunt, cred. Sau poate sunt. Nu. Și acum niște statement-uri pentru același instrument SP500, care... Acum foarte multe persoane este o anumită strategie care se tranzacționează pe SP500. Mulți au vestă, mulți au făcut intensiv pe dânsul. Mă specializez pe dânsul. Nu este un lucru care deschide mințele oamenii și nu știem. Nu este o strategie simplă care se tranzacționează numai într-o direcție. Doar dacă sunt strategia asta, nu s-am pe SP sau pe instrumente piețe de capital, nu se tranzacționează în altă direcție. Pe asta se tranzacționează pe strategia dată. Este o strategie simplă. Este o strategie care nu-ți consumi timp. Este o strategie care analiza necesită mai puțin timp. Și care nu ai nervi. Cel mai important, nu că nervi, dar nu ai emoții. În tranzacționare, fiecare cred că o simțit în propria sa piele că contul demo și contul real este ceva diferit. Dacă vă uitați după grafice, dacă vă uitați după cifre, dacă vă uitați după volume și după orice vă uitați, n-ați găsit nici o diferență la contul real și la contul demo. Unica diferență care poate să existe, asta că sus scrie demo-shot, dar la reale nu scrie demo-shot. Asta e unica diferență pe cont. Nu și pe contul real poți scoți bani. Scoți profitul. Cont demo nu poți scoți banii demo. S-au mai găsit persoane la partea practică, mă întrebau, om, făcut 20.000. Când îi scot? Aici ea când lucrează după SP, dacă observați, este o creștere, nu așa de bruscă, dar este stabil. Stabil îl crește. Este aia unul. Asta e altul. Stabil crește, aici nu vă uitați că e bonus, deci e creșterea așa de mare, că e bonus. Nu e creșterea contului. Ea că aici stabil crește în sus. Fără niciun fel de jos, doar în sus. Merge mai departe. Încă unul, doar că este cel mai nou. E ca, de exemplu, este un pic mai opresc, pentru că el e cel mai simpluț.
Poate cuiva trebuie sume mai mari, dar eu vă dau sume peste, după asta singur vă anunțesc cât vreți. O persoană care mi-a dat voie să-i spun istoria, desigur că nu numele, dar istoria cum i-a tranzacționat, a început să tranzacționez după strategie FSP pe data de 2 martie, anul acesta. Acum, acolo, în urmă, o lună jumătate. Persoana a deschis cont cu 4.000 de euro, da, 4.200 de euro. Acum persoana are profit 5.100. Desuvări când mi se mă întreabă, dar vine, hai să tranzacționăm pe tactica adăugării, tranzacționăm pe perioadă mai lungă de timp, pentru că asta este procentul compus. Facem noi tot lucrurile astea, mai răbdăm un pic și mai facem un pic mai mult, nu azi, dar facem în timpul lunii sau în timpul la jumătate de an. Dar dacă este treaba de răbdat, dobânda compus, de obicei, primele luni e greu. Și eu tot, de exemplu, eram de părerea că primele luni e greu, mai ales când făceam strategie. Spuneam că, nu, profitabilitatea medie poate fi 10% lunară, nu, maxim 15%. Nu, profitabilitatea medie poate fi și mult mai mare în dependență dacă instrumentul crește. Mea ca persoană a demonstrat, și cu mașinii a demonstrat, pentru că eu nu eram de părerea că pot să faci 100% în lună, dintr-un instrument, o singură strategie, o singură instrument. 80% din tranzacții nu le-a deschis, dar le-a deschis ori neamânat. 90% din tranzacții care erau închise, nu le-a închis persoana, dar le-a închis calculatorul întâi profit. Persoana pur și simplu a lăsat, a luat, a pus ori neamânat după strategie și a lăsat calculatorul singur să-i facă profitul. Și că acum o întreb persoană, vrei să fac extragere? Nu. De ce nu? Nu vă trebuiesc pentru anumite cheltuieli, nu știu ce s-a mare, poate mă șpară dacă s-a mai eliberat ceva. Nu, pentru că știu că dacă amulea fac ceva extragere, pe n-a să crească și drept. Cine știe ce a să fac, e singură așa persoană, mi-a spus, cine știe ce a să fac, peste un an. De unde poate să vin la 4.000 de euro, la 40.000. Dar trebuie de așteptat. Și nu trebuie să de acord cu așteptare. Dar cine cu adevărat e de acord, tot timpul o să fie mai mult în știm decât acela care nu e de acord. Plus, tranzacționarea trebuie să fie neapărat liniștită, cu azart, dar nu lacom, să-i spunem așa. Este foarte greu să combini lucrurile astea, azart, fără lăcomii, liniștită, să le combini astea ca cum ai încerca să faci magneturile să le unești care polaritate invers, ele nu sunt uniți. Și așa mai departe. Dar, eventual, dacă vă găsiți nișa în care, sau instrumentul care vă place, sau mai mult instrumente care vă plac, vă specializați pe dânsele, ați vedeți că tranzacționarea tot poate fi un lucru stabil. Tranzacționarea poate fi un lucru mai profitabil decât el când atunci când el este super activ. Super activitate pe piață, de timp o duce la un lucru. Super obosală. Creierul vostru de timp o să obosească dacă ați fiți prea mult pe piață. Persoana care moaie numai ceva de grafic, el nu tranzacționează mai mult de o oră, pe două zile. Nu pe o zi, pe două ori. Nu se uită la grafic și tare des, se uită așa vreo 2-3 minute de vreo câteva ori pe zi. Din când în când se mai uită la situația care e pe piață și poate mai pune niște ori neamânare. Vrei să faci mulți bani, tranzacționează 5 ori pe zi, nici mai departe. Vrei să faci mulți bani, în genere nu trebuie să uiți la grafic. Warren Buffett demonstrează treaba. Sau Bill Gates, care tot are diferite investiții, care tot face bani în investiții. Persoana, când mi-a fost dat întrebare, dar dumneavoastră știți cât bani faci? Și eu spus că eu nu știu cât bani fac pe zi. Și interviu, o persoană care face interviu, îi spune, dumneavoastră faceți pe zi aproximativ în mașini 19 Lamborghini și încă 24 din Gelin-Barbin. Pe zi. Puteți vă cumpărați din banii care îi faceți în zi, profitul pe zi. Pe secundă, persoana face mai mult de 1000 dolari pe secundă. Tranzacționa? Nu. Lucra la lucru? Nu. Era director? Nu. El era la interviu. El făcea bani și atunci. Eu vă doresc ca toți să ajungi odată să dormiți, să vă fac bani cu contul milioane și așa mai departe, dar iarăși asta să fie împreună cu, spunem așa, păstrarea ideii. Vreau să fac mai mult, dar nu să rămân la același nivel. Trebuie să am un plan. Să crească în sus exponențial. Fără exponențial, n-a să crească nimic, ca să arată și aceeași umanitate. Cum crește populația, exponențial crește populația. Voi că tare fiecare din noi, fiecare om are în codul genetic ideea că vreau mai mult, mai mult, mai mult. Am auzit persoane care spun că nimeni de ajuns și așa. Vreți să spuneți asta? Vreți să vă gândiți așa? Da, înăuntru acolo undeva din spate nu vă niciodată nu te ajuns. Cineva face 1000 dolari pe lună și s-o face, cineva face 100 dolari pe lună și îi ajunge. Cineva face 1000 dolari pe lună și tot îi ajunge. Dar sunt persoane care și la 100, și la 1000, și la 10.000, și la 100.000, și la 1 milion, și la 1 miliard ne-a să ajungă pe lună, pentru că el a spus că nimeni trebuie mai mult. Azi fac 10.000, dar nimeni ar trebui ca tare 15, pentru că mai sunt și aici, azi mai cheltui și poate acolo, mă mai duc și poate asta, mai cumpăr. Are 15, nu, nimeni ar trebui vreo 30. Pentru că dacă am 30, apasă și viața mai ușoară.
Am 100.000 de dolari pe lună. Nu, dar 200.000 ca atunci în viață, sau jumătate de milion, dacă atunci ați trăiesc un milionar. Nu contează și suma să fie, niciodată nu ați contează. Orice sumă n-ați face, pe timpul să aveți din ce cheltuiți. Dacă ați face, să aveți de unde cheltui mai mult și mai mult și mai mult, ați trebuia să cumva să găsiți o modalitate să vă permite conturile, veniturile și așa mai departe. Noi aici nu suntem să vă învățăm cum se economisesc bani, noi aici suntem să vă învățăm cum să-i faceți bani. Că pe urmă cheltuielile voastre actuale se devină tot mai mici, mai mici, mai mici. Ok? Pe astăzi, în principiu, e atât, dacă nu este exemplu de la mine, din partea mea este atât. Nu, exemplu, pur și simplu ca o citat sau nu trebuie să faci multe calcule sau să complici, e important să fii calculat. Adică nu te arunci cu piață și să dai pace să evoluezi un pic. Pentru că fix cum au fost acele trei rezultate arătate, imaginați-vă că ai măr, da, dacă se referi ferite, nu se scoacă mai repede. Cel mai bun rezultat e atunci când totul e la simplu.